Bună seara, suntem din nou împreună la Iluzii Prejudecăți Perspective și ne cerem scuze pentru întârzierea de câteva minute. Invitatul meu din această seară este un om deosebit, o personalitate a politicii giurgiuvene, dar care în ultima vreme, cel puțin unor surse electronice, taci. Am să citez acum din Giurgiu Acum, titlul este De ce tace Băierescu? Ce o enigmă pare a se profila în politica giurgiuveană, celui care cel puțin ultimul an a fost guarda Consiliului Județean, având de obiectar la obiect sau pe lângă subiect la fiecare ședință, de două asemenea întâlniri nu îi se mai aude gurița. Mai mult, el cel care nu lipsa nici mor de la ședințele CJ, pentru că nu e așa, cetățeanul l-a trimis acolo, iar datoria el cer, a băgat un gol la pe ultima ședință a Consiliului Județean. Da, ghicit, este vorba despre Mihnea Băierescu. Răspunsul la dilema care a încolțit în rândul consilierilor pare a avea răspuns chiar în partidul pe care reprezintă acesta. Surse din interiorul PNL ne-au declarat că ar fi vorba de niște probleme cu legea pe care liberalul Guralib le-ar avea. Mai concret, se pare că se solicita tot mai des să dea cu subsemnatul pentru niște acuzații de șantaj și înșelăciune, lucruri de care, de altfel, a și fost acuzat în plenul unei ședințe de Consiliul Județean din urmă cu câteva luni de către o locuitoare din Bolintin Vale. Mai mult, aceleași surse ne-au precizat faptul că i s-ar fi impus de către Dumitru Gavrilă și de către Dumitru Beanu să nu mai comenteze nimic la adresa nimănui. Bine ai venit, Mihnea Băierescu. Bine v-am găsit. Mai adineauri l-am despărțit de domnul Dumitru Beanu, nu? Care te-a și rugat să fii aici la emisiune. Dânsul din motive presante, din motive, era să zic obiective, dar nu sunt deloc obiective și o să explici tu de ce nu sunt obiective, niște motive pur subiective și, mă rog, a trebuit să plece. Mi-e și greu să cataloghez acele motive, o să dezvoltăm subiectul. O să discutăm și motivele pentru care, da, domnul Beanu nu este acum aici, da? Județ ce se întâmplă în momentul ăsta, dar vom dezvolta subiectul. Da. Ce este cu Giurgiu Acum? Păi, iată niște acuzații. Să o luăm cu începutul. În primul rând, nu sunt deosebit. Fiecare om e deosebit în felul lui. Nu sunt nici măcar un politic și îmi doresc nici să nu ajung vreodată un politic. Nu că nu aș stima pe oamenii politici, dar eu sunt om de afaceri, sunt din nordul județului, dau o mână de ajutor și atât. Altceva nu mă interesează, nu vreau să urc, nu-mi doresc nimic altceva. Acum, în legătură cu articolul dumneavoastră, aș vrea, înainte să demontez fiecare acuză în parte, aș vrea să spun următorul lucru, care de altfel s-a mai spus în New Media, în zona online, și anume, acel articol este scris de Giurgiu Acum, iar eu acum prezint la cameră o dovadă, nu știu dacă se vede, dar vă promit că vă aduc scanată la rezoluție, mi-o asum integral, este o factură prin care firma NBG plătește domeniul, adică numele rezervat giurgiu-acum.ro, și în același timp firma NBG plătește periodic, așa se plătește pe internet, și domeniul niculaebădălău.ro. Iar firma NBG, deci NBG, vine de la Nae Bădălău, iar G de la Gabi. Gabi care este băiatul domnului Bădălău. Iar firma aceasta a fost 10 ani de zile cu aproximația domnului senator, care șeful PSD-ului, inamicul nostru politic al PNL-ului, să spun așa, a fost timp de 10 ani a dânsului, în momentul în care a urcat ierarhic în Senat și a luat președinția județului, a pasat această firmă băiatului dânsului, lui Gabi, și de asemenea fiicei dânsului, lui Sabina. Și atunci, deci această firmă care deține în proprietate acest site numit Giurgiu Acum, scrie aceste lucruri împotriva mea, care, după cum am spus, eu sunt opozantul. Acum, ce credibilitate au afirmațiile respective, las telespectatorii să decidă. În privința afirmațiilor, vă rog să-mi dați și mie hârtia ca să le discutăm bucată cu bucată. Deci, în primul rând, ideea asta, în momentul în care vrei să mâzgălești pe cineva, nu spui am aflat de la cutăriță, spui surse din interiorul, și ca să spui că sursele să fie mai credibile, spui surse din interiorul casei tale, cum ar veni partidului tău, PNL-ului. Deci e clar că din start ce vom citi aici e minciuna. Ca și avea niște probleme cu legea. În primul rând, am 43 de ani, n-am avut niciodată probleme cu legea, n-am avut niciodată nicio condamnare, n-am avut niciodată nici măcar un dosar penal, n-am fost în viața mea trimis în judecată. Ce să zic mai mult de atât? Mai departe,
Că sunt gura liv. Da, eu sunt gura liv, dar părerea mea că asta o iau ca pe o laudă, pentru că noi suntem trimiși în Consiliul Județean tocmai ca să fim gura livi, nu să fim mototoi, să dormim în bocanci, să votăm tot ce ni se pune sub nas, să nu punem nicio întrebare, să-i lăsăm pe toți de la putere să-și facă mendrele cu banul public, care înseamnă de fapt banul giurgiuvenilor. Deci a fi gura liv, de data asta o iau ca pe o laudă. Cu o scurtă intervenție, de fapt dezbaterile cu argumente pro și contra constituie esența democrației. Exact. Numai că cei care scriu în aceste ziare noțiunea de democrație un termen așa abstract. În momentul în care ești plătit de cineva, ești mercenar. Când ești mercenar, dai în ceilalți și încerci să-i suprimi. Ori tocmai bipartidismul ăsta, sistemul ăsta bipartinic care pe Giurgiu, că de fapt se bate PSD-ul cu PNL-ul, e antagonic cu doamna Oana Călin care scrie în Giurgiu acum. Mai departe, se pare că eu sunt din ce în ce mai des solicitat să dau cu subsemnatul pentru niște acuzații de înșelăciune și șantaj. Deci, încă o dată, n-am dat niciodată cu subsemnatul, nu m-a acuzat nimeni de înșelăciune și șantaj, cu atât mai mult să dau tot mai des cu subsemnatul. Ia să vedem... că în urmă cu câteva luni, în plenul Consiliului Județean, o locuitoare din Bolintinul din Vale mi-a adus niște acuze. De fapt, a fost o manevră pusă, instrumentată de președintele Consiliului Județean, domnul Mustățe, așa nume. A auzit el undeva așa, că undeva, nu în Bolintinul din Vale, în Buletinul din Deal, am avut un litigiu civil cu o locuitoare de acolo. Într-adevăr, litigiul a fost nu penal, civil. Litigiul nu era între mine și locuitoare, ci între mine și mama locuitoare. Și, de fapt, nu a fost un litigiu, a fost un act procedural, pentru că am cumpărat un teren plătind integral, persoana respectivă nu a putut să-mi facă transferul de proprietate, pentru că nu era plan parcelar și cadastru pe zonă, și atunci a trebuit să o fac să mă adresez instanței, să emit o hotărâre care să țină loc de act autentic. În timpul procedurii, persoana respectivă a decedat și fiica dânsei a spus, eu nu-ți mai dau nici terenul, nu-ți mai dau nici banii, dacă ai o problemă, du-te la mama care a decedat. Asta a fost litigiul care l-a descoperit domnul Mustățea și a creat, dacă vreți, un precedent, zic eu, penibil, în același timp periculos în Consiliul Județean, când domnul Mustățea a chemat în fața televiziunilor acea persoană care era pe o problemă civilă, a lăsat-o să vorbească la microfon, ba mai mult o și învăța cum să țină microfonul, că persoana îl ținea invers, cu capul de captare a sunetului în jos. Cam asta a fost această acuză. Mai departe, aceleași surse ne-au precizat faptul că i s-ar fi impus domnului Boierescu de către Dumitru Gavrilă și Dumitru Beanu să nu mai comenteze nimic la adresa nimănui, deoarece ar fi luat în colizimator și l-ar face partidul de râs. Haideți să spunem în felul următor. Domnul Gavrilă și domnul Beanu sunt nemulțumiți de consilierii nu care vorbesc, ci de consilierii care tac. Deci consilierii care tac fac de râs partidul pe care îl reprezintă. Și cei care tac sunt cei care de fapt nu îi reprezintă pe oamenii care i-au votat, 4.000 sau 5.000 de cetățeni care și-au dat votul. Deci noi de fapt suntem încurajați să vorbim, să dezbatem, să punem întrebări, să comparăm, să punem cap la cap informațiile, să completăm puzzle-ul, în niciun caz să tăcem din gură. Ce să vă mai zic? Cred că atâta, nu? Cam asta. Pentru a părăsi zona lui Giurgiu acum și fiindcă știu că apreciez spiritul ludic, am să citesc doar un titlu din Giurgiu acum. Mă rog, e vorba despre umor involuntar. Tinerii social-democrați sunt deciși să învingă diabetul. Incredibil. Da, pe urmă, din articol aflăm că e vorba de fapt despre Ziua Mondială a Sănătății și că au participat acolo, dar titlul este seducător. Și tot în Giurgiu acum? Cum? Tot în Giurgiu acum, da. Deci tot Oana Călin, doamna Oana Călin, care doamna Oana Călin nu are un birou personal, ci scrie la birou situat într-una din camerele Partidului Social Democrat. Bun, vorbeam adineaur despre faptul că ar fi trebuit să participe și domnul Dumitru Beanu la această emisiune în această seară. Trebuie să spun că e... Din păcate, nu a, de fapt a venit în fața clădirii, ne-a informat ce se întâmplă în momentul ăsta în oraș sau, dacă vreți, cu repercursiuni în tot județul, dar a fost nevoit să plece și să plece nu în interesul personal, ci în interesul giurgiuvenilor. Și aici pot eu să dezvolt subiectul. Chiar mi-am și notat, am fost luat și eu prin surprindere. Haideți să vă spun ce se întâmplă. Pornesc un pic mai din spate. Giurgiu este cel mai însorit județ.
din toată România. Este, are solul cel mai fertil, poziționarea geografică și aproape de capitală, dar și pe axa care leagă țările de pe, din apusul bazinului Mării Negre. Toate premizele erau favorabile ca Giurgiu să se afle printre primele, nu printre ultimile județe. De ce se întâmplă acest lucru? La nivel de Giurgiu, și aici îmi asum responsabilitatea, de fapt s-a creat în ultimii 10-20 de ani un soi de mafie. Din mafia asta, sau mai mult decât mafia, din mafia asta fac parte judecători, avocați, procurori, jurnaliști, președinți de consilii și așa mai departe. Mafia asta face în așa fel încât să rămână tot timpul în picioare, să cadă în picioare și să rămână la putere. De ce? Ca să tragă cât mai mult din banul public. Vă spun cu mâna pe inimă, cel puțin jumătate din bugetul Giurgiului se sifonează. Prin ce metode? Oricum le știm cu toții, ori în mod direct, ori din auzite. Din păcate, puterea mea e limitată. Eu pot cel mult să informez. Altceva, n-am nicio altă pârghie. Acum, peste 60 de zile sunt alegeri. Cine își așează cărțile la aceste alegeri, ca să le câștige, e cel care va domina județul pe următorii 4 ani. Și a domina județul înseamnă politic cu repercursiuni evident economici, pe plan economic. Pentru că, de fapt, nimeni nu vrea să ajungă mare în politică dacă nu e hotărât să fure. Cazuri, excepțiile nu fac decât să întărească regula. Dar încă o dată, regula este cine intră în politică, intră să fure. Acum, haideți să vă spun ce s-a întâmplat și am aflat și eu cu stupoare că s-a întâmplat astăzi ce este, azi e vineri. S-a întâmplat încă de miercuri și noi de-abia acum am aflat. La următoarele alegeri există, să zic așa, principalul pion care organizează alegerile în interiorul unui UAT, a unei unități administrativ-teritoriale, este președintele biroului electoral local. Președintele biroului electoral local, în principiu, trebuie să aibă studii juridice. Să fie un avocat, să fie un procuror, să fie un secretar de primărie. Secretarii de primărie nu sunt un secretar normal, nu știu câți oameni știu asta, nu un secretar. Secretarul de primărie are facultatea de drept, el nu se subordonează primarului, ci se subordonează prefectului. Secretarul de primărie are un rol determinant în bătălia electorală pe UAT-ul respectiv. În general, secretarul de primărie evident că face jocul prefectului, că de-aia îi se subordonează, iar prefectul este pus de către PSD, știe toată lumea, nu mai are rost să mai aprofundăm subiectul. Ăsta este motivul pentru care probabil într-o săptămână, două să ne părăsească prefectul județului. În miercuri s-a întâmplat următorul lucru. Toate partidele trimit propuneri pentru reprezentanții de președinți în biroul electoral local. Fiecare partid își dorește să aibă acest reprezentant, ca președintele să fie al lui. În momentul ăsta s-au strâns, nu știu, vreo 100 sau 150 de propuneri. Cam 200. Sau 200 de propuneri, la nivelul fiecărui UAT, plus la nivelul municipiului și a celor două orașe din județ. Astea se pun în căciulă. Se face o extragere, care normal este publică, și se anunță în mod public anterior și în urma acelei extrageri fiecare partid își calculează bun, acolo sunt securizat că nu o să se fure, acolo nu o să se fure, aici am un semn de întrebare. La această extragere bănuiesc că trebuie să participe, din câte știu de fapt, și reprezentanții tuturor partidelor implicate în cum să spun, e mai mult decât trebuie, este imperativ, pentru că ăsta este jocul democratic, fiecare tabără, ca să zic așa, ca să vorbesc pe românește, trebuie să aibă reprezentant acolo, tocmai ca să nu se fure. Deci este nu numai trebuie legal, este și moral. Și la tragerea la sorți. Exact, și la tragerea la sorți. Deci pentru mine trebuie, cum spun, legea poate fi evazivă la un moment dat, poate să prezinte lacune, că e făcută de oameni. Dar eu, pentru mine, faptul că e moral e mai important. Deci este moral ca acea extragere să fie toate partidele de față, să-și trimită reprezentanții, să știm că totul e ok, da? Haideți să vă zic ce s-a întâmplat în realitate. Sunt 13 primării la nivel de județ în care numărul de locuitori este cu mult peste medie. Practic, primăriile astea 13 valorează cât alte 30 de primării din punct de vedere al numărului de voturi, din punct de vedere electoral. Aceste 13 primării sunt conduse în momentul ăsta de primar PSD. Primarii PSD, în mod natural, dar cu ghilimele să o spun, și-au propus ca reprezentanți chiar secretarii primăriilor. Deci, încă o dată,
Secretarul nu se subordonează primarului, se subordonează prefectului, dar prefectul e PSD, iar primarii sunt tot PSD și atunci e normal ca un primar PSD să-și pună un om PSD ca să numere voturile, să centralizeze, să judece contestațiile și toate celelalte atribuții pe care le are președintele biroul electoral local în ziua alegerilor și în ziua dinaintea alegerilor. El distribuie voturile albe, neștampilate, el le numără ca să iasă socoteala cele folosite, cele nefolosite, adică să nu se ștampileze încă 200 în plus și să se bage în urmă și așa mai departe. Deci este foarte important acest președinte să fie apolitic, să fie neutru, dacă vreți să zic așa. Acum, pe aceste 13 primării s-a întâmplat următorul fenomen. Deci, încă o dată, se pun toate în urnă. E un soft, un computer, extragerea ar trebui să fie total aleatorie. Probabilitatea ca în aceste 13 primării să pice totdeauna reprezentantul PSD-ului, eu n-aș vrea să o calculez acum, dar e ceva de genul de 1 la 1 miliard sau de 10 la puterea 20. Deci e o cifră atât de astronomică, dacă în cuvântul astronomic există grea de comparație, încât cuvintele mele sunt limitate să le descrie. E ca și cum, cum mi-a spus cineva înainte să intru în emisiune, e ca și cum ai ști dinainte rezultatul la extragerea 6 din 49 și tot timpul ai miza numai pe lozul câștigător și în 3 zile ai deveni miliardarul terei. Cam așa este probabilitatea matematică. Ei bine, acest lucru s-a întâmplat. În toate 13 primăriile, în toate 13 primării, adică cele mai importante ca număr de voturi din județ, totdeauna a câștigat reprezentantul PSD-ului o dată, reprezentantul PSD-ului de două ori, reprezentantul PSD-ului în a treia primărie, în a patra primărie, în a cincea primărie, în a șasea primărie și, cum să spun, chiar cu riscul de a plictisi telespectatorii, dar îmi vine să număr și la 7 și la 8 și la 9 și la 10 și la 11 și la 12 și la 13. Adică, de fapt, jocurile au fost făcute. Dacă telespectatorii își imaginează că ei au de ales între PSD și PNL, între doctrina de stânga și doctrina de dreapta, de fapt se înșeală amarnic. E un grup de interese bine structurat, bine ancorat, care face cărțile în așa fel încât să câștige alegerile. În teritoriu, în primăriile PSD-ului, vor fi mânați cu arcanul la vot, că dacă nu, primarul care câștigă nu-i mai dă fiscalul, nu-i mai dă cutare, nu-l mai bagă să-l la sprijin financiar, nu-l mai bagă să-i dea lemne pe timp de iarnă. Vă dați seama, deci primarii au o groază de pârghii. Asta de fapt o se întâmplă și atunci oamenii cu capul plecat, cam ei la tăiere, o să se ducă la vot și o să voteze pe acești oameni care v-au măsulit extragerile. Probabil o să fiu dat în judecată de asta. Dar eu nu cred în probabilități de genul 1 la 1 miliard. Și dacă există cineva la televizor care ne privește, care crede într-o astfel de probabilitate, îl rog să stingă televizorul. Dar dacă vă uitați în continuare la emisiune, să știți că nu vă aflați în acea categorie, cum zicea Burcan, parcă zicea stupid people. Noi nu suntem stupid people. Deci, încă o dată, n-are cum din 13 extrageri consecutive totdeauna să pice numai reprezentantul PSD-ului, decât dacă alegerile au fost pregătite. Asta o se întâmplă peste 60 de zile. Din fericire, mai aveți o șansă. Atunci când se intră la vot, chiar dacă primarul o să vă împingă cu arcanul să intrați acolo, în spatele acelei cuverturi mai aveți o șansă să vă salvați viitorul. Nu pe mine, nu al PNL-ului, nu pe alu Beianu, pe alu Ștefan sau... Deci noi putem să ne retragem liniștiți din politică, nu murim de foame. Dar dumneavoastră în teritoriu veți simți repercursiunile pe următorii 4 ani, pe următorii 8 ani, pe următorii 12 ani. Asta de fapt s-a întâmplat și acum să vă spun și cum s-a întâmplat această extragere, la care niciun alt partid nu a fost de față decât PSD-ul. Sunt trei televiziuni majore la nivel de municipiu. Este Muntenia, Valahia și Giurgiu TV. Muntenia este de fapt televiziunea lor, care este plătită cu banii publici de către Mustățea Alde și de către Barbu PSD. Da? Televiziunea aceasta a știut de extragere și a fost acolo să ia câteva cadre și evident le-au luat pe cele care le-au vrut. Celelalte două televiziuni habar n-au avut. Procedura este ca să se afișeze la avizierul judecătoriei sau a tribunalului faptul că la data de urmează să aibă loc extrageri. Dar hai să fim serioși, avizierul ăla are un metru pătrat, un metru pe 50 de centimetri și acolo găsești tot timpul straturi de 30-40 înfipte cu acu. Evident, și dacă treceai pe acolo n-aveai de unde să știi, dar în mod normal,
apropo de, de transparență, care e tot un principiu democratic în esență, trebuia să fie anunțați reprezentanții sau măcar liderii fiecărui partid de, de, care, care joacă pe, pe șicherul local. Nu la nivel național, dar măcar pe șicherul local, câteva, 3-4 partide trebuia să fie de față. N-au fost anunțați. De față a fost doar Muntenia, extragerea s-a tras teoretic în fața unui reprezentant al tribunalului, care nu știu cum a reușit să închidă ochii să se întâmple treaba asta, dar vă spun, este o... Nici nu știu cum să-i spun. Dacă aș zice măgărie, zic prea puțin. Aveți un dex la dumneavoastră că ar trebui să iau vreo... Sunt foarte revoltat, vă rog, să, când sunt revoltat, timbrul vocii mi se modifică. Asta e o problemă a mea. Vă rog, preluați dumneavoastră, deci dați-mi timp să respir. Pentru că nu cred că s-a întâmplat într-un județ ce se întâmplă aici. Probabilitatea de a se întâmpla așa, nu? De a fi aleși acolo 13 secretari în cele 13 comune. Hai să zicem că există și probabilitatea de pildă ca în univers, nu? Universul fiind infinit, la ora actuală, nu într-un alt colț de univers, nu, poate că are loc emisiunea Iluzii, Prejudecăți, Perspective, poate că moderatorul este Gheorghe Velicu, poate că invitatul Gheorghe Velicu este Mihnea Băierescu, consilier județean PNL, deci teoretic este posibil, nu? Dumneavoastră credeți în teoria universurilor paralele, eu nu cred în teoria asta, știu, universul e atât de mare încât putem să-l... Nu neapărat de universuri paralele, dar teoretic e posibil, nu? Să zicem, deci, să există așa ceva, cine deci știe? Este o teorie. Așa că în acest sens e... Deci cred în viața pe o mulțime de alte planete, dincolo de imaginația noastră, cred în forme multiple de viață, cred în, în miliarde de, de planete care pot să au condițiile propice să, să susțină viața, dar nu cred în, în două universuri identice, în oglindă cumva. Dați-mi voi să mă consider măcar din punctul ăsta de vedere unici, eu și dumneavoastră. Bun. Haideți să atacăm o problemă ceva mai sensibilă, cel puțin la prima vedere. Am citit în știri, Giurgiu, parcă se numește, da, și citesc PSD titlu. PSD dă lovitura pe piața transferurilor politice. Elena Dinu, membru PSD. Și citesc în continuare, de astăzi ce a declarat doamna Elena Dinu, de azi sunt membru PSD. Am ales să vin aici pentru că am simțit că intru într-o echipă în care pot pune umărul la muncă alături de oameni implicați. Mă rog, dincolo de limbajul de lemn, nu, care frapează totuși, nu? A intrat alături de oameni implicați, mă întreb, implicați în ce? Aici este o fractură de logică, nu? Cum spunea un distins domn jurnalist, nu? Preluând o sintagmă mai veche la niște campanii electorale anterioare. Deci nu vreau să fac prea multe comentarii în ce privește decizia de a părăsi PNL, voi spune doar că acolo nu mă regăseam. Nu mai simțeam că formăm o echipă. Nu, probabil că doamna Elena Dinu este în căutarea identității pierdute, dar chestiunea asta, cu motivarea asta domnilor și doamnelor care pleacă dintr-un partid, nu? Mie mi se și pare... Și nu se mai regăsesc dintr-o dată. Da, că aproape toți spun, domne, nu mă regăseam acolo. Aproape toți invocă motivații superioare. În condițiile în care, nu, e clar, nu, că cei mai mulți, la cei mai mulți primează alte tipuri de motivații și nu motivațiile spirituale, să le zicem, motivațiile superioare. Da. Eu acum nici nu știu dacă doamna Elena Dinu, nu știu că a fost membru PDL, nici nu știu dacă a mai ajuns la PNL după... Sincer, eu o singură dată, la o singură ședință, m-am suprapus cu doamna Dinu, acum vreo 2 ani. De atunci eu n-am văzut-o nici în sediu PNL-ului, nici în sediu fostului PDL, care acum, nu știți, noi suntem fuzionați și nu mai există PDL pe PNL, dar avem două sedii pe municipiu. Eu o singură dată am văzut-o acum 2 ani de zile. Deci a spune că a plecat din PNL acum, că dintr-o dată a avut marea revelație că nu se mai regăsește și se regăsește fix în tabăra domnului Bădălău, îi las pe telespectatori să interpreteze. În privința cuvintelor spuse acolo, chiar și aici am un dubiu, pentru că de regulă scriitorii PSD-ului nici nu-și mai bat capul să mai iau un interviu celui care teoretic spune ceva. Scrie acolo și o scrie în așa fel încât de fapt toate declarațiile sună la fel și dintr-o dată nimeni nu se mai regăsește. Însă pot să vă spun cu mâna pe inimă, cei care nu se regăsesc
Oricum nu mai erau membri activi de partid de mult, vorbesc de luni și de ani fără număr, și au rămas așa din inerție și dintr-o dată au făcut un troc politic, un partid, și s-au regăsit acolo. Doamna Elena Dinu este director și probabil năsucul doamnei Elena Dinu spune că s-ar putea ca PSD-ul să rămână la putere și atunci să-și mențină funcția de director, dintr-o dată se regăsește în echipa care dânsa consideră, da, părerea mea că se înșeală, dar așa consideră dânsa în secunda aceasta că va fi câștigătoare pe plan local. E o bătălie pentru menținerea puterii, să zic așa. Că de fapt ăsta a fost targetul dânsei, să ajungă director la spital. Părerea mea că eu personal nu sunt mulțumit de activitatea spitalului, dar asta nu cred că îi mulțumi nimeni din municipiu, însă nemulțumirea mai puțin mai mare. Pentru că directorul spitalului e cel care ar fi trebuit să bombardeze Consiliul Județean cu atât de multe propuneri de proiecte, încât noi să nu prididim să le citim măcar, dacă nu să încercăm să le și satisfacem. Realitatea a fost alta. Până acum era omul domnului Mustățea și acum dintr-o dată e omul domnului Bădălău. Noi am avut și un meci cu doamna Dinu acum, cred că o lună sau o lună și jumătate, e vorba de proiectele acelea pentru mamograf, pe RMN-ul care nu funcționează la capacitate maximă. Avem alte nemulțumiri cu doamna Dinu, care sunt strict de ordin administrativ. Politic, sincer, eu nu mă pricep. Eu, repet, provin din nordul județului, iar jucătorii politici eu am cunoscut accidental. Nu mă duc la conferințe, nu mă duc la congrese, nu mă duc la întâlniri, nu activez efectiv politic. De asta spun că nici nu sunt un om politic. Deci nu am ce să-i reproșez doamne Dinu, pentru că nu o cunosc. Am văzut o singură dată acum 2 ani. Dar administrativ, părerea mea că nu-și face treaba acolo unde este. De ce nu-și face treaba? Nu neapărat că n-ar fi capabilă, dar nu vrea să-și deranjeze șefii cu solicitări. Ori asta mi se pare un gest condamnabil. Pentru că trecând peste jurământul pe care l-a depus dânsa, cred că e medic, nu? În esență, da, medic, da. Deci trecând peste jurământul pe care l-a depus, v-am spus, la mine primează aspectul moral cu legea oricum, câți din noi au stat să o citească sau câți din noi se pricep în administrație. Dar dacă ai un director care ți imaginezi că e șeful județului, iar ăla nu se bate fizic pentru tine, e clar că nu e exact omul care trebuie și unde trebuie. Iar în materie de așa ceva, chiar e important ca directorul spitalului, șeful spitalului să fie un om care să tragă pentru bolnav, nu pentru cei care l-au pus acolo. La orice altceva, hai mai tracă, meargă, mai se întâmplă necazuri, mai se întâmplă una alta, dar în materie de medicină e ca și cum ai scurta viața omului, și dacă scurtezi viața unui singur om cu un singur minut, ești criminal. Deci asta este părerea mea despre doamna Dinu. Am să citesc iarăși din Giurgiu acum un titlu. Nicolae Bădălău. Citez, atacurile la persoană nu și-au rostul. Referirile sunt făcute la adresa PNL-ului. Deci cei de la PNL declanșează tot timpul atacuri la persoane. Este amintit aici și domnul Dumitru Beanu și așa mai departe. Haideți să vă spun în felul următor. Deci, Mustățea, ALDE, Bădălău, PSD. Ei au avut pârghiile județului din toate punctele de vedere. În zona media, în zona site-urilor, 8 site-uri sau 9 site-uri din 10 sunt ale lor. Ei sunt cei care, de fapt, fac atacuri la persoană și dovada o am discutat-o împreună acum un sfert de oră. Adică, în momentul în care ai descoperit, să spun ceva, și o dai public, ăla nu este atac la persoană. Ăla este informarea cetățeanului care să ia decizia în cunoștință de cauză. Dar în momentul în care spui surse din interior ne-au dezvăluit că Mihnea Boierescu dă cu subsemnatul și cu nu mai știu ce dă și nu mai știu pe unde și din care motiv, ăsta este de fapt atac la persoană. Iar atacul ăsta la persoană s-a întâmplat din sediul PSD-ului, nu de pe nu știu care stradă lăturalnică, nu știu care apartament unde scrie o jurnalistă sau o așa zisă jurnalistă la Giurgiu acum. Deci, practic, ăsta e un atac al PSD-ului la persoană. Dar, trecând peste realitate, rezumându-mă doar la ce spune domnul Bădălău, da, într-adevăr, atacurile la persoană nu și-au rostul.
E un lucru mic să ataci o persoană. Ataci un principiu, ataci un partid, ataci o doctrină, dar să ataci un om, nici eu nu sunt de acord cu așa ceva. Știu că sunt perceput că de fapt aș fi în spatele unor atacuri la persoană. Nu e adevărat, eu nu fac asta. Dar recunosc, eu sunt cel care am inițiat această rețea de rețele de socializare, dacă vreți, care are de fapt rolul de a trezi conștiința civică a electoratului, a oamenilor care sunt afectați de deciziile celor puțini de la putere. Pentru că dacă fiecare strigă pe ulița lui, nu o să fie niciunul băgat în seamă. Dar dacă toți strigă în același loc, au o șansă. Eu nu le garantez că o să și câștige, dar măcar au o șansă ca vocea să le fie auzită. Și așa, practic, se naște un curent și curentul ăsta chiar are posibilitatea să schimbe ceva. Mi s-a spus la un dat că sunt un guru al mediei sau al new media sau... Nu sunt un guru. Eu până acum 6 luni de zile nici măcar nu deschideam Facebook-ul. Deci aveam profil personal, aveam o asistentă care s-o ocupa, dar mi era total necunoscut. De atunci trebuie să spun că îmi dau doctoratul. Iar acest segment de new media, adică Facebook-ul, rețele de socializare, au venit ca o contrapondere, ca o reechilibrare a balanței în lupta împotriva ALDE și a PSD-ului, care domină toate site-urile pentru că ei sunt la putere și au bani. Au bani să-și plătească domenii, după cum v-am arătat, au bani să-și plătească sedii, au bani să-și plătească scriitorii naimiți. Eu n-am nicio problemă cu ei, sunt mercenari în fond și la urmă fiecare trebuie să mănânce. Eu nu sunt supărat pe doamna Oana Călin, dar eu sunt sigur că fără șeful ei, ea n-ar fi mișcat un pix, o cariocă nu s-ar fi așternut pe hârtie. Deci sunt de acord cu domnul Bădălău și sper să se țină de cuvânt. Atacurile la persoană n-ar trebui să-și aibă... Dar încă o dată, acest îndemn era adresat liberalilor. Păi știți cum e, strigi hoțu, o strigi tare, ca astfel să nu vadă lumea cât de poți, știi? Și în Giurgiu Net, o publicație... Păi Giurgiu Net e tot a PSD-ului, ce sunt mai... Citez un titlu aici, spectacol de cel mai prost gust în Consiliul Municipal Giurgiu. Poate ne explicați în română la ce ne ajută asta, titlu. Mă rog, poate eu că nu mai puțin, poate că doamna de acolo ne explică tot în română cum se face cu matematica. Fiindcă a dat publicității un sondaj de opinie realizat în județul Giurgiu, titlul era PSD obține de 6 ori mai multe voturi decât PNL. Și conform sondajului invocat acolo, mă rog, nici nu este invocat niciun sondaj, nicio instituție de sondare a opiniei publice, în sfârșit avea PSD-ul cam 60%, PNL-ul 20%. Asta pe și vot considera, politic, sau... considera că PSD-ul încă o dată ar avea 120%, care de 6 ori, în sfârșit. Dar, aici nu e matematică, aici e aritmetică. Cu aritmetica asta mai rău, doamna. Citesc din cuprinsul articolului, am asistat astăzi la câteva schimburi de replici pe care, pe cuvânt de onoare, mi-a fost jenă să le notez. Dar ce spunea pe 2 februarie aceeași jurnalistă cu referire la doamna Liliana Cioban. Citez și încerc încă o dată scuze că citez, mi-am cerut scuze și într-un articol când am citat. Citez, dintr-o simplă mapistă, adică simplu cărătoare de mapă, citez exact cum este, fără să fie obligată să și gândească, în defunctul PPDD, Duduca, deputat Liliana Ciobanu, a început să emane un ciudat miros de josnicie într-o periculoasă combinație de prostie, mai departe o face și că e de o neghiobie crasă și așa mai departe. Da. Haideți aici, să dați-mi voie să fac un mic comentariu. În primul rând vreau să spun că noi nu suntem în același partid, deci teoretic n-am niciun motiv în momentul ăsta să o apăr pe doamna deputat Liliana Ciobanu și oricum un deputat e cam greu să fie apărat de un ca nimeni din județ. Însă vreau să vă spun un lucru. La nivel de județ avem 6 europarlamentari, 4 deputați și 2 senatori. Prin redistribuire sau prin completarea numărului de voturi, acum 4 ani a ajuns deputat și doamna Liliana Ciobanu. Deci practic a fost al 7-lea parlamentar. Ca o ironie, acesta al 7-lea parlamentar are mai multă activitate parlamentară decât toți cei la 6 la un loc. Ba mai mult decât atât, se pare că are de 3 ori mai multă activitate parlamentară decât toți cei la 6 la un loc. Deci dacă ar fi ca această duduie să aibă vreo obiecții, cred că ar trebui să aibă mai curând de toți cei la 6 decât de doamna Liliana Ciobanu. În privința expresiei... Mă scuz că vine iarăși cu o intervenție. Din curiozitate am întrebat elevii care sunt parlamentarii de Giurgiu.
Doamne, care sunt clasa de... Nu, singurul parlamentar de Giurgiu pe care îl știu este Nicolae Florian. În rest, habar nu au că mai există un alt parlamentar de Giurgiu. Deci eu am avut o altă experiență tristă și dacă vreți o să revin la el, aș vrea să vă mai spun de Liliana Ciobanu, de mapistă care a ajuns de la PPDD. Sunt două tipuri de oameni politici sau care activează în mediul politic. Sunt cei care vin ca să câștige și cei care vin, am eu expresie așa, îmi place mie, vin cu merindea în traistă. Doamna Liliana Ciobanu era cu merinda în traistă dinainte să ajungă parlamentar. Deci dânsa practic nici n-a ajuns să fure, să facă vreo treabă, vreo... Nu înțeleg de ce este atâta versiune împotriva dânsei. Pe de altă parte, e singurul parlamentar care este femeie. Deci măcar din punctul ăsta de vedere, Giurgiu Netu, unde scrie tot o femeie, ar trebui să protejeze din orice motiv ar... Haideți, așa. Propun Mihnea Boierescu, îți propun să urmărim două imagini, să le și comentăm. Da, nu v-am răspuns la ce observație. V-am spus că am o comparație tristă. E foarte important, pentru că oamenii trebuie să se trezească. Acum două săptămâni, venind de la București, undeva pe la jumătatea distanței, prin Adunații Copăceni sau Cărugăreni, nu mai știu pe unde, două doamne mi-au făcut cu mâna să le iau mașină. Și eu obișnuiesc, când mașina e goală, să iau, să aduc. Pe drum, la un moment dat, era o intersecție cu un seș giratoriu și a trebuit să coboare, să urce spre alte comune. Am mers, cred că, 10 minute și de curiozitate am întrebat, dar cine este Bădălău? Nu știu. Dar cine e primar acum al Giurgiului? Primar al Giurgiului? Nu știu. Dar de Mustăți ați auzit? Nu, n-am auzit. Adică oamenii trăiesc într-o ignoranță, cum să spun, revoltătoare. Ce să le cer oamenilor? Noi ne chinuim aici să explicăm cum e cu PNL-ul, cum e cu PSD-ul, cine se ascunde în spatele ăstora, care sunt manevrele economice și așa, dar oamenii de fapt nu știu basic-ul. E foarte adâncă observația și am putea să o detaliem într-o emisiune separată. Acum vă... Da, da, aș dori în continuare să discutăm despre șmecheri. Deci șmecherii, termenul șmecher nu este sinonim cu termenul inteligent, să se știe, da? Șmecherii sunt cei care o au pe scurtătură. Șmecherii sunt cei care fentează, nu? Și chiar rog regia să... de imaginea pe ecran. Iată, avem aici primăria municipiului Giurgiu, car de transport local, categorie subvenționată, primar Nicolae Barbu. Am șters de acolo numărul de card, nu? Temându-mă, nu, că posesorul cardului, cel care mi l-a oferit, să nu sufere mușcătura scorpionului, cum odată s-a exprimat domnul Nicolae Barbu. Băi, cum este posibil așa? În mod firesc ar fi trebuit ca pe acest card să apară numele posesorului, numele beneficiarului. Deja am fost, simțul proprietății a fost distrus, nu în anii comunismului. Nu mai există respect pentru proprietate și așa mai departe. Dom'le, este cardul meu, numele meu, eu sunt proprietar. Pe urmă este o chestie care nu este, poate că nu este ilegal ce că a apărut acolo numele primarului Nicolae Barbu. E clar că este vorba aici despre campanie electorală. E vorba despre aproape 17.000 de carduri, dacă nu mai mult. Aceste carduri s-au tipărit pe banii primăriei, nu s-au tipărit pe banii domnului Nicolae Barbu. Aș intra și în puțină filozofie, dar nu prea mai este timp, dar hai să trec peste Immanuel Kant. Mai avem aici încă o chestiune, aici este verso, nu? Dacă citește, crucește iarăși. Firma, este vorba despre o firmă acolo, declară că are proprietate exclusivă asupra acestui card. Mai mult decât atât, dacă ai pierdut cumva cardul, trebuie să anunți firma. Dacă nu-l mai folosești, să anunți firma. Dacă posesorul cardului a murit în cel puțin 48 de ore, cardul trebuie dus la firmă. Cu alte cuvinte, cel care a primit acest card rămâne legat de firma respectivă, nu văd aici exact cum se numește, este Liber Trans, nu mai nu știu cum SRL, rămâne legat de această firmă pe toată viața, dar și dincolo de viață, chiar și după moarte. Când această firmă, de fapt, a prestat niște servicii plătite, nu, de către primărie, cum e posibil așa ceva? Dincolo de faptul că scrie acolo și e și subliniat, se obligă alt preda la primărie. O greșeală gramaticală incredibilă. Eu aș cer așa numele limbii române, nu, să se retragă acest card de pe piață, eu știu, să se tipărească altul în condiții onorabile.
Și numele unei minime morale, al conștiinței morale. Haideți să vă spun cum e cu conștiința morală, dar trebuie să fac un extrem de scurt preambul. Oamenii trebuie să înțeleagă un lucru. Au primit acele carduri, nu că a vrut Barbu să primească acele carduri, că Barbu e primar, e ordonator de credite. Există o decizie a Consiliului Local. Consilierii pe care ei au ales sunt cei care au decis treaba asta cu cardurile. Prin faptul că Barbu, ca ordonator de credite, a ales o tipografie care să le facă sau o firmă care le-a plastifiat sau cum așa și și-a pus numele, evident, e o manevră electorală. De fapt, el ce vrea? Vrea cumva să-i imprime, să-i insere de subconștient faptul că acele carduri au ajuns la beneficiar datorită lui. Nu! Nu datorită lui, datorită deciziei Consiliului Local. Deci este o manevră electorală, dar cum să spun, în momentul în care faci un lucru bun, mi se pare corect, moral, revin la cuvântul ăsta, ca să le și spui la oameni. Uite, am avut o idee bună, am implementat-o, datorită mie aveți strada asta asfaltată sau canalizarea aici, sau eu sunt cel care am atras fonduri europene, eu sunt cel care am supervizat lucrarea asta și a ieșit bine și o puteți folosi și sunt cu conștiința împăcată și nimeni nu va fura bani. Asta în momentul în care faci un lucru bun. Dar în momentul în care nu faci nimic, să-ți pui numele acolo, cum era gluma aia românească pe toate gardurile, e o problemă. Deci ăsta este punctul meu de vedere. Normal, nu și avea numele domnului Barbu ce să caute pe acele legitimații. Nu mai știu precis prin ce an un fost coleg de facultate, Matei Vișnec, mare scriitor la ora actuală care trăiește în Franța, dramaturg și așa mai departe, a scris un volum de poezie intitulat Orașul cu un singur locuitor. Cred că domnul Matei Vișnec a avut o premoniție, fiindcă iată, Orașul cu un singur locuitor a apărut chiar pe teritoriul României. Sper ca oamenii să se trezească și să vorbim peste 60 de zile la timpul trecut de Orașul cu un singur locuitor. Și oamenii deja se trezesc. Eu știu, poate că ar fi trebuit să discutăm și despre alte realizări ale domnului Nicolae Barbu, nu? Uneori trebuie spuse și ghilimelele. Nu înseamnă că domnul Barbu a făcut totul prost. Nu vreau să spun asta. N-am spus asta. Este imposibil, nu statistic, să greșești într-una, nu? Cel puțin de când de la această chestiune științifică. Experiența de miercuri de la birou electoral s-a dovedit că nimic nu este imposibil, cel statistic. Se pot întâmpla absolut orice, dar într-adevăr, deci eu nu pot să-l vorbesc pe domnul Barbu de rău. În primul rând, venirile mele la Giurgiu sunt extrem de rare, deci eu vin la ședința ordinară de Consiliul Județean, care este o dată pe lună, la ședințele extraordinare și rar se întâmplă să mai cobor în sud. Eu sunt în nord, eu cunosc doar comunele din nord, doar problemele comunelor din nord, doar problemele locuitorilor comunelor din nord. Dar aici nu era vorba de vorbit de rău, era vorba despre acel card și atâta tot, un scurt comentariu. Eu mi-am spus părerea. Numele nu avea ce să caute acolo, prin simplu motiv că nu este decizia dânsului să subvenționeze călătorile. Dânsul s-a executat. Deci dacă consilierii ar fi zis nu, dânsul nu mai putea să-și pună numele acolo. Dacă ei au zis da, păi ar fi trebuit mai curând numele consilierilor care au votat da pentru acel proiect să apară pe acel card. Asta în worst case scenario. Și mai este o chestiune aici. Atunci când îți spui numele undeva, nu aștepți niște laude. E ca și cum tu ești convins că ai procedat moral. Deci dacă le numai meriți, puțin, dar o acțiune morală, ca să fie morală, trebuie să îndeplinească anumite condiții. Unu, să nu fie făcută din obligație profesională. Un medic chirurg, a mai spus-o la această emisiune, operează un pacient, îi salvează viața, acțiunea lui, operația, nu are o încărcătură morală, deoarece a făcut totul din obligație profesională. La fel, mă rog, este vorba și aici, nu ai făcut un parc pentru copii, l-ai făcut din obligație profesională, ești primarul municipiului, nu? Atunci nu trebuie să spui numele acolo. De ce este plătit dincolo pentru de faptul asta? Că acum nu întâmplător țin mâna așa coif, dincolo de faptul că denotă și foarte mult orgoliu. Și țin mâinile nu întâmplător așa, mâinile pâlnie, mâinile ținute așa coif, pardon, denotă foarte mult orgoliu. Am vrut și eu acum să fiu... Nu știam la gestică cum se interpretează. Să fiu orgolios. Da. De fapt,
Mă rog, deci dânsul judec... clar este plătit să facă treaba asta, dar eu sunt un pic mai flexibil. Ești plătit să faci o treabă și treaba o poți face exact cât ești plătit. Dar poți să faci un lucru mult mai bine. Și nu e rău să te lauzi că ai făcut mult mai bine decât ești plătit să o faci. Dar nu, în cazul ăsta n-a făcut nimic. Și-a pus numele. Îi aduc eu o tiparniță. E clar că nu este vorba numai despre domnul primar Nicolae Barbu. Aproape toți primarii din România procedează în sensul ăsta, să-și pun numele peste tot. Mie îmi plac oamenii care se laudă și au cu ce se laude și au realizări. Deci noi, de fapt, ducem, dacă vreți, lipsă de oameni care să aibă cu ce se laude. Nu ducem lipsă de lăudăroși. Ducem lipsă de oameni care să aibă în mod real cu ce să se laude. Asta cred că este problema. Sau poate nu duce în lipsă de ei, dar nu au fost descoperiți, nu au fost sprijiniți să urce într-o poziție în care să poată să facă cu adevărat bine celorlalți. Nu există o entitate care să poată să sprijine astfel de, să zic așa, tinere talente nedescoperite. Oamenii, prin votul lor, au șansa să propulseze în fața astfel de oameni. Oamenii trebuie să se uite în sat în momentul în care vin din 4 ani alegerile, mă, îl luăm tot pe ăla care, hai că a asfaltat o stradă, dar la 4 ani, asta înseamnă că în 50 de ani terminăm de asfaltat toată comuna, sau încercăm cu unul mai tânăr, cu unul dinamic, cu unul care îți inspiră încredere, cu unul care poți să te duci la el la orice oră să-i deschizi ușa, cu unul care îl iei pur și simplu de pe după umăr și zici, uite, prietenul meu, ce problemă am, uite vecine, ce problemă am, dar îi alegi pe bătrânii ăia gomoși care îți râd în față. Mai trebuie spus și telespectatorii, trebuie să știe acest lucru, banii pentru placarea blocurilor, nu prea mai pricep la termenii ăștia tehnici și pentru termopane, vin de la Uniunea Europeană, nu este nicio problemă, chiar dacă primarul actual nu va mai fi din iunie, acest proiect va continua, nu? Continue. De pildă, da, am stat de vorbă cu câțiva cetățeni și ce ne facem că dacă nu mai este domnul Barbu, nu ne mai plachează blocul. S-a inoculat această idee. Deci, încă o dată, e o conjunctură că Barbu a picat exact în perioada asta. Blocurile s-ar fi plăcat oricum. Da, da. Indiferent ce primar ar fi fost, oricum s-ar fi plăcat. Europenii dau bani pentru chestia asta. 2-3 oameni care să elaboreze proiectele avem și noi. Odată ce intră în Consiliul Local, n-ai cum să te opui la așa ceva, că sunt bani care intră și se vede ceva, e un plus valoare în urma muncii depuse. Faptul că e Barbu acum și că nu o să mai fie acolo, să nu-și imagineze oamenii, gata, dintr-o dată o să rămânem fără... Vreau să mai spun totuși, Mihnea, că eu am discutat cu domnul deputat Nicolae Florian, chiar am discutat această chestiune, Floricel, în niciun caz să nu spui numele pe undeva. Și a acceptat chestiunea asta. Deci atunci când va fi primar, să nu-și tracă numele pe nicăieri, nici pe Colegiul Național Ion Maiorescu, nici la locurile de joacă pentru copii, deci nici spun, pe cardurile vă de... Vă spun un lucru, eu îl cunosc puțin pe domnul Florian sau Floricel, dar nu e genul care să-și treacă numele. Da, nu, cu siguranță că deci nu-și va nu e trece genul, numele. Nici nu trebuie să-i spuneți că nu și-ar fi trecut numele. Deci omul ăsta e altfel decât ceilalți. Eu am avut foarte puține contacte cu dânsul. Dacă aș pune cap la cap numărul de minute pe care le-am discutat cu domnul Florian, nu cred că s-ar aduna 5. Nici nu cred, poate 3. Dar omul ăsta l-am perceput ca fiind un altfel de om. Și nu e politician. Deci chiar dacă e deputat, nu e politician. Provine din mediul economic, a avut tot timpul sute și mii de oameni în subordine și asta înseamnă că alte mii de oameni au mâncat din produsul muncii prestate de dânsul și de angajați. E, dacă vreți, din toată, m-am uitat și eu, sunt 8 candidați la primărie acum. Chiar dacă ar fi să spuneți așa, domnule, nu-l cunosc pe niciunul, dar dintre toți aleg rău mai mic, tot la domnul Florian ajungeți. Oamenii trebuie să înțeleagă că orice vot care îl dau altuia în afară de domnul Florian, de fapt se duce la Barbu. Practic, domnul Barbu are nevoie de cât mai mulți contracandidați ca voturile negative ale celor nemulțumiți de prestația dânsului din ultimii 4 ani să se disipeze, să nu ajungă la contracandidatul real. De ce candidează majoritatea? Păi candidează, ei știu că n-au șanse. Au 5, 7, 2%, 4%. Ei știu că n-au șanse să ajungă primari. Dar măcar au șanse să ajungă consilieri municipali. Pentru asta, de fapt, candidează marea majoritate. Nu zic toți ca să nu se supere pe mine, că mulți sunt și prieteni. Dar marea majoritate pentru asta, de fapt, candidează. De fapt, ei își fac un bine lor înșiși că o să ajungă mulți consilieri municipali, dar, de fapt, fac un rău județului.
Pentru că dacă, vă dau ca exemplu, dacă dintr-o 100 de oameni 25 îl doresc pe domnul Barbu și 75 sunt sătui sau sunt nemulțumiți, dacă cei 75 de oameni voturile lor se duc nu într-o traistă, ci în 7 traiste, până la urmă de fapt îl votează tot pe Barbu. Deci, practic, Barbu câștigă și datorită celor care îl iubesc sau sunt mulțumiți sau sunt naivi, nu știu cum să le zic, dar și datorită celor care sunt naivi că împart voturile în 7 direcții diferite. Deci ăsta este principiul votului negativ. Îți pui mai mult, încurajezi, practic Barbu încurajează să intre în cursa electorală împotriva lui și alți, și alți contracandidați. Deci asta, dacă vreți, o ironie. Dar oamenii trebuie să înțeleagă mecanismul ăsta. Deci au o șansă să spună în felul următor: domnule, bătălia e între locul 1 și locul 2, locul 3 în sus, oricum nu mai contează. Îl vreau pe locul 1 sau îl vreau pe locul 2? Ăsta era, dacă vreți, avantajul alegerilor din două tururi de scrutin. Avantajul ăla s-a pierdut. S-a pierdut tot datorită PSD-ului, care având mai mulți primari la nivel de cele 2500 sau câte comune sunt în teritoriu și primarul care din start este al tău, ai o probabilitate foarte mare să ți-l menții dacă se fac alegerile dintr-un singur tur. Exact pe principiul care vi l-am explicat mai devreme. Acum, oamenii trebuie să judece. Și au o șansă mică, dar poate să mizeze pe aia, la fel cum a fost cu Iohannis. Cine și imagina că o să câștige Iohannis? Se uite că scânteia s-a aprins, oamenii au început să vorbească între ei, să se informeze și în final a fost scânteia colectivă care a schimbat soarta țării. Sper că același lucru se întâmple și acum în municipiu. Nu mai vorbesc de teritoriu, vorbesc fix acum de municipiu, deși principiul e același pe fiecare oată în parte. Deci eu sunt implicat, dacă vreți, în organizarea alegerilor din partea PNL-ului și în teritoriu. Și știu clar, sunt primari în funcție, unde marea majoritate a alegătorilor nu-i mai doresc să mențină și atunci el ce face? Își bagă cât mai mulți contracandidați. Ăla blochează 50 de voturi negative, ăla 100, ăla 200, ăla 300, ăla 200 și uite așa din pâinicile alea rămâne tot el primar. Asta de fapt se întâmplă în momentul ăsta la nivel de Giurgiu și sunt 40 de primari sau 40 ceva de primari ai PSD-ului pe 54 de, cred că atâta sunt, pe 54 de UAT-uri de comune. Oamenii ar trebui să înțeleagă că același lucru care în ultima comună cu numai 1000 de legători, același lucru e și la municipiu și viceversa. Că asta este legea. Dacă ei nu se trezesc, dacă nu se coalizează, dacă nu conștientizează în ultimile 3 zile, băi, ce facem? Îl votăm pe ăla? Are vreun rost să-i dau votul ăla de pe locul 3, 4, 5, 6, 7? Sau ne focusăm toți și îl votăm pe ăla de pe locul 2 ca să-l schimbăm pe ăla de locul 1? Deci dacă nu conștientizează acest lucru, o să câștige PSD-ul. Dacă o să câștige PSD-ul, oamenii trebuie să știe, uite, mă uit în cameră ca să-mi asum responsabilitatea. În general, cam numărul de voturi pe care le strânge un primar din teritoriu se regăsește în numărul de voturi care se duc pe lista consilierilor județeni. Ceea ce înseamnă că dacă mai mulți primari din PSD câștigă, PSD o să ia mai multe locuri de consilier județeni. În momentul în care Consiliul Județean e format din 30 și PSD-ul a luat 16 consilieri, Doamne ferește, nici nu știu cum să spun să nu se întâmple treaba asta, atunci, de fapt, PSD o să aveți aici și vă spun, nu 4 ani, veți avea 8 ani sau 12 ani. Și, de fapt, PSD veți avea o camarilă, un grup cu încrengături pe fiecare latură, și în parchet, și în judecătorie, și în poliție, și în mediu economic, prin tot soiul de firme, și în mediu politic, și în mediu administrativ. Deci, de fapt, asta aveți de ales. Fiecare vot, în fiecare UAT, inclusiv la municipiu. Dacă votați locul 3, 4, 5, 6, 7, de fapt, votați PSD-ul. Dacă votați PSD-ul, votați exact ce s-a întâmplat în ultimii 4 ani. Dacă sunteți mulțumiți cu ce s-a întâmplat în ultimii 4 ani, îl votați pe locul 1 sau pe locul 3, 4, 5, 6. Dacă sunteți nemulțumiți, votați totdeauna locul 2. Asta e, de fapt, esența votului acum. De fapt, la alegerile din iunie, cel puțin aici la municipiu, giurgiuvenii vor avea de ales între Nicolae Barbu și Nicolae Florian. Da, eu n-am să-i spune fac și reclam. Deci eu mi-am făcut propriul meu sondaj și conduce în sondaj domnul Florian, între, deci nu Barbu. Da, între un tulcean și un giurgiuven. Ca așa stau lucrurile. Mai ales că domnul Nicolae Barbu, știm toți că vine din zona Tulcea, știm toți că în ultima vreme lucrează cu firme din Tulcea sau din Constanța. Da. Chiar piața de pește, piața gros de pește, cred că este o rezultantă a nostalgiei.
domnul Nicolae Barbu după Delta Dunării. Cum se spune, nu e neapărat o crimă să fii din alt județ decât în județul în care activezi. Nu este, dar... dar atâta timp cât scoți banii din județul în care activezi și duci în alt județ, aia este o crimă. Și știm cu certitudine că are o groază de firme domnul Barbu, spre care se îndreaptă în mod preferențial contracte prin încredințare directă. Acum, nu pot să vă zic că sunt firmele lui. Sunt firmele cunoscuților lui, sub o formă sau alta. Rude, prieteni, cunoscuți din trecut. Dar atâta timp cât scoți banii de acolo de unde mănânci și trimiți în altă parte, e o mare problemă. Și marea problemă poate fi rezolvată prin votul care va fi peste 1500 de zile. Dacă nu, lucrurile se vor amplifica, pentru că hoțul neprins nu o să fure mai puțin data viitoare. Eu nu zic că domnul Barbu fură, dar încă o dată, să zicem că vorbim așa de planeta aceea utopică a dumneavoastră. Dacă nu-l prinzi, va fura și mai mult în următorii 4 ani. Și istoria se poate repeta pe urmă, încă 4 și încă 4 și încă 4, că poți să stai 4, 5, 7 mandate, poți să stai oricât, legea nu-ți interzice. Mihnea Boierescu, emisiunea noastră este la final. Îți mulțumesc foarte mult pentru participare. Îți urez succes, să fii sănătos. Vă mulțumesc, Doamne, și eu, dar știți cum, succesul meu e succesul PNL-ului și succesul PNL-ului de fapt este succesul giurgiuvenilor. Pentru că partidul nu e așa o structură de 10-20 de oameni. E ceva care se disipează în teritoriu, pentru că oamenii de fapt sunt, fiecare provine dintr-un anumit mediu. Deci, practic, ei nu votează un curent sau nu votează un grup. Se votează pe ei înșiși. Asta trebuie să înțeleagă oamenii. Mihnea Boierescu, încă o dată mulțumesc. Succes! Noi ne revedem săptămâna viitoare la Iluzii, Prejudecăți, Perspective.